Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi o să facem cel mai bun burger de miel pe care l-ați mâncat vreodată, așa că rămâneți alături de mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru a pregăti acest burger delicios, o să avem nevoie de carne tocată de miel, aproximativ 150 de grame pentru fiecare burger, chifle pentru burger, rețetă pe care o găsiți pe canalul meu, am să pun și un link în descrierea acestui videoclip către rețetă, brânză cu mucegai, frunze de spanac tânăr, ketchup, ardei jalapeno murați, opțional bineînțeles, dacă nu vă place iute puteți să nu-i folosiți, un măr, o ceapă roșie, oțet de vin roșu, sare și piper. Începeți prin a tăia ceapa, felii subțiri, tăiați-o în două, apoi feliați-o cât de subțire puteți. După ce ați terminat de feliat ceapa, puneți-o într-un castron, adăugați peste ea sare, puneți multă sare, deoarece o să obținem o saramură din sare și oțet. Adăugați apoi oțetul, aproximativ 4-5 lingurițe la o ceapă. Amestecați totul bine cu o linguriță și dați-o deoparte pentru că vom avea nevoie de ea mai târziu. Apoi mărul, tăiați-l și pe acesta în felii subțiri. Și la fel, dați-l și pe acesta deoparte pentru că vom avea nevoie de el la sfârșit când vom monta burgeri. Peste carnea tocată adăugați sare, piper și cu mâinile curate frământați carnea timp de aproximativ 30 de secunde. Iar după ce ați terminat de frământat carnea, iar sarea s-a topit, modelați din carne chiftele un pic mai mari decât sunt chiflele, deoarece acestea se vor mai strânge. Grosimea aproximativ 1 cm, după cum v-am zis, 120-150 de grame de carne pentru fiecare burger. După ce ați terminat de modelat chiftelele, puneți o tigaie grill pe foc sau o tigaie normală, neaderentă, lăsați-o să se încălzească, apoi puneți chiftelele în ea și prăjiți-le timp de 4 minute. După ce ați lăsat burgerii să se prăjească 4 minute pe o parte, întoarceți-i pe partea cealaltă, apăsați ușor pe ei cu paleta. Adăugați brânza cu mucegai deasupra și mai lăsați încă 4 minute. În tot acest timp, pregătiți o folie de aluminiu pentru că în ultimul minut vom acoperi tigaia pentru a facilita topirea brânzei. Pentru a monta burgerul, puneți baza chiflei. Dacă vreți, puteți să o prăjiți puțin pe tigaia grill sau într-o altă tigaie, mungeți cu ketchup, adăugați felii de măr, frunze de spanac, ardei jalapeno, doar dacă mâncați iute, deasupra lor adăugăm chiftea, punem puțin din saramura de la ceapă peste chiftea, adăugăm și ceapă. Punem capacul și ținem apăsat pentru câteva secunde. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Vă doresc poftă bună și până data viitoare, la revedere!